Mai multe familii din sectorul Bălțiul Nou din orașul Bălți se plâng că achită lunar facturile pentru apa potabilă pe care nu o pot utiliza nici la spălatul hainelor. Oamenii spun că de aproape 2 ani din robinete curge o apă urât-mirositoare și le-au cerut responsabililor de la întreprinderea pe canal Bălți să rezolve problema. O localnică susține că a rămas fără apă după ce a discutat cu reporterii TVR Moldova despre calitatea serviciilor. E că asta apă din cran, apă nefiltrată. Vedeți, da, cum are? Localnicii din sectorul Bălțul Nou spun că se vede și cu ochiul liber că apa de la robinete este tulbure și plină cu impurități. De 2 ani o beau doar fiartă sau filtrată de mai multe ori. Suntem nevoiți de la început, odată la două luni, iar acum o dată în lună, să schimbăm acest filtru de apă, odată ce după cel mult 2 săptămâni de utilizare, nici apa prin filtru nu mai este comestibilă. Cam 1000 de lei în fiecare lună cheltuim pentru filtre. Hainele pe care le spălăm nu mai sunt albe, dar sunt galbene. Cumpărăm apă plată, fiindcă avem copil mic și imposibil. Când o pui la fiert, să alegi blutul, sau cum se spune. Uneori curge din robinet cu miros, mașina de spalată, am reparat-o de câteva ori. În jumătate de an am cumpărat deja 3 fierbătoare electrice. Чайник уже были поменены, конечно, но что делать? Стараемся отмывать его каждый день, как бы с разными средствами, чтобы не было налета, чтобы не портить детям почки. Oamenii sunt nevoiți să cumpere des soluții pentru îndepărtarea ruginii și a calcarului format de apă pe mobilierul din baie și bucătărie. Localnicii mai spun că în urmă cu o săptămână angajații de la regia apă canal Bălți au fost și au verificat gurile de canalizare, dar nu le-a păsat și de calitatea apei, așa zis, potabile. Noi ne-am apropiat de ei și le-am spus despre această problemă. Replica lor a fost să mergem să dăm noi apa la laborator și să vedem problema. După ce reporterii TVR Moldova au început investigațiile, cei de la regia apă canal Bălți au mers și ei să facă verificări. Nu au rezolvat problema, ci au sistat alimentarea cu apă unei persoane care s-a plâns reporterilor de calitatea serviciilor. Femeia spune că nu știe cum se va descurca, deoarece are 2 copii mici, unul de doar 4 luni. Am încercat să obținem lămuriri de la conducerea întreprinderii municipale, însă secretara ne-a declarat că directorul nu este la birou. Nu pot să vă spun, încercați secția abonat. Și primăria municipiului Bălți a refuzat să comenteze situația, menționând doar că întreprinderea regia apă canal Bălți este în proces de insolvabilitate.